Argeșenii, care în această perioadă premergătoare sărbătorilor de iarnă sacrifică animale, în special porci, în vederea preparării produselor tradiționale, riscă să se îmbolnăvească. Asta în cazul în care consumă carne neexaminată trichineloscopic. Avertizarea vine din partea Direcției Sanitare Veterinare Argeș pentru informarea populației cu privire la măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor. Primul caz de îmbolnăvire cu trichineloză a apărut deja. 13 persoane, rude și membri ai aceleiași familii, ajungând în stare gravă la spital. Cei care consumă, sacrifică porci în gospodăria proprie nu au voie decât să consume carnea în familie, iar știți foarte bine ce s-a întâmplat sâmbătă, când o familie din Ștefănești a sacrificat un porc de 180 de kilograme, a consumat carne înainte de a fi supusă examinării și s-a îmbolnăvit. DSVS Argeș a luat măsuri de confiscare a întregii cantități de carne, a sechizat-o, a confiscat-o și a trimis-o la incinerare la ADP Pitești. Directorul DSV Argeș a prezentat și punctele de lucru unde se pot efectua testele de trichineloză, iar în cazul localităților mai mici, la medicii veterinari din zonă. La Pitești se execută aceste examene în piața Ceair, în piața Găvana, în piața Smârdan, la câmpul Mușcel, în piața centrală a orașului, la curtea de Argeș, piața centrală și piața Ivancea, la Mioveni, în piața Dacia. De asemenea, în orașele Topoloveni, Costești și Ștefănești și în comunele județului se vor executa aceste examene la circunstanțele la cabinete sanitare veterinare private. Pentru a evita orice pericol, consumatorii sunt îndrumați să cumpere carne numai din centre comerciale specializate care pun în vânzare produse avizate sanitar veterinar. Trebuie precizat că în cazul în care apar primele simptome de infestare cu trichineloză, persoanele afectate trebuie să se prezinte urgent la medic, căci boala netratată este mortală.